Bună dimineața! Pentru a avea un confort în timpul antrenamentului de taekwondo sau chiar dacă faceți karate sau alt stil de sport, e foarte necesară elasticitatea. Sunt unii mai parcăți din lemn, foarte greu să dă șpagatul. Nu este motiv de deranjat, pentru că șpagatul nouă ne trebuie pentru lovituri foarte înalte. În luptă, loviturile foarte des sunt în zona pieptului. În timp, picioarele se ridică. Ceea ce am vrut să spun este că fetele anatomic sunt mai elastice, deci fetele se vor așeza în șpagat mult mai repede ca băieții. Iar șpagatul totuși iubește disciplină. Nu contează cât de mult așezi în șpagat. Contează dorința ta de a învăța ceva. Sunt lovituri care nu necesită absolut niciun șpagat, dar experiența ta o să fie foarte valoroasă. Deci, sfatul meu, puneți o rutină zilnică, un pic încălziți picioarele și apoi începeți să faceți exerciții pentru întinderea șpagatului. Dă un confort aparte și o libertate în mișcări.